Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou de aici noi din studio, vă salutăm și vă mulțumim că ați ales și în seara aceasta să petreceți următoarele minute cu noi. Din partea cealaltă a internetului spunem un bun venit domnului Sami Tuțac, pastorul al Bisericii Creștine Baptiste Providența din Timișoara. Sami, bine ai revenit la noi în emisiune. Bine v-am regăsit. Mă bucur să fiu cu voi în seara asta. Mă bucur și eu să putem sta de vorbă. Suntem în săptămâna mare, suntem într-o zi de marți și cu siguranță toți creștinii sunt ocupați în această săptămână, fie cu pregătirile pentru sărbătoarea Învierii, fie cu serviciile divine de la biserici. Iată-ne într-o săptămână în care ne pregătim sufletește pentru această mare sărbătoare. Sami, în seara aceasta ne vom concentra discuția noastră pe una din întâmplările care are loc în această săptămână a patimilor, săptămâna mare, cum îi se mai spune la noi. Am sărbătorit cu toții intrarea Domnului Hristos în Ierusalim, mai sunt și alte evenimente care se întâmplă, dar unul care mi-a atras într-un mod deosebit atenția și despre care din când în când mai discutăm noi, mai ales în ultima vreme, este pilda cezarului, birului cezarului. Da? Atunci când Domnul Hristos pus în fața unei, să spunem, unui ban, deci în fața unei întrebări care se lega de bir, trebuie să dea un răspuns foarte categoric. Și am numit tema aceasta pe care împreună cu tine o vom discuta, creștinul între datoria față de Dumnezeu și datoria față de cezar. Hai să vedem ce putem spune despre, în primul rând, cum ți se pare tema și apoi să vedem cum vezi tu lucrurile, mai ales că această întâmplare s-a întâmplat în săptămâna mare și apoi, bineînțeles, o să dezbatem puțin să vedem care sunt cele două aspecte ale datoriei creștine. Că după cum se vede, e clar, avem o datorie și față de Dumnezeu și, bineînțeles, și față de cezar sau autorități. Te rog. Mi-am luat scriptura pentru că vreau să subliniez faptul că nu este, o impietate să discutăm o astfel de temă tocmai în săptămâna mare, poate ar crede unii asta, tocmai pentru faptul că ziua de marți în săptămâna mare, eu o numesc cea mai lungă și cea mai aglomerată zi pe care a avut-o Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, în săptămâna mare, a fost o zi a controverselor, o zi a confruntărilor. A fost multe confruntări pe care el le-a avut cu contemporanii lui, în mod special cu cei care erau liderii lui Israel atunci. Una dintre confruntări sau controverse este tocmai cea legată de plătirea taxelor. În Evanghelia după Matei, capitolul 22, de la versetul 15, spune că atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba. Adică ideea cum să-l tragă într-o busculadă, într-o capcană, ca apoi să poată să-l lovească. Acum, trebuie să știm un pic contextul ca să înțelegem exact ce s-a întâmplat acolo și de ce Domnul Iisus dă răspunsul care îl dă și mai ales și cum, de ce alege modalitatea care o alege. Spune, au trimis la el pe ucenicilor, fariseii nu s-au dus ei direct, ăia mari, au trimis niște învățăcei, niște discipoli, împreună cu irodienii. Ăștia erau ăia care îl susțineau pe Irod, susținătorii regelui Irod. Vă dați seama ce combinație perfectă, ipocrizia religioasă reprezentată de farisei, ipocrizia politică reprezentată de tribul ăsta sau gruparea asta de irodieni. Din păcate, combinația asta a făcut foarte mult rău de-a lungul anilor. Combinația asta între ipocrizia religioasă și ipocrizia politică.
Ăștia vin și spun că, îi pun o, te spune aici Evanghelistul Matei, că i-au pus o întrebare. Dar foarte interesant, zic, învățătorule, știm că ești adevărat, înveți pe oameni calea lui Dumnezeu, adică ești echidistant, nu te uiți la fața oamenilor. Spune-ne dar ce crezi, să cadă să plătim bir cezarului sau nu? Asta e întrebarea. Adică să plătim taxele sau nu, zic ei. Acum, ca să vedeți cât de mare ipzie era acolo și adunată așa pe câțiva metri pătrați, trebuie din capul locului să spunem următorul lucru. Fariseii și irodienii aveau concepții diferite cu privire la plata taxelor față de statul de atunci, față de Imperiul Roman, față de Cezar. Irodienii spuneau că toate taxele trebuie plătite, nu există să nu taxe, toate trebuie plătite. Pe când fariseii spuneau, cum să plătești taxe la asupritori și mai ales să dai bani la cezarul care se crede Dumnezeu. Acum gândiți-vă, să fi fost noi, oricare dintre noi lui Iisus, ce ai fi răspuns? O dădeai, nu era bine, pentru că cele două grupări aveau un dușman comun, nu aveau credințe comune. Doar că un dușman comun i-a dus împreună să-l atace și unii și alții. Iisus a uitat la ei și spune că le-a cunoscut vicleșugul și a dat seama că nu, de fapt ei nu sunt neștiutori, adică știau exact ce voiau. Ei voiau să-l prindă cumva ca să-l poată condamna. Fie farisei să spună că nu e patriot, că nu ține cu țara, așa că vrea să vândă țara, să dea banii țării la ăștia care au venit să-i cotropească, fie el alt să spună că se răzvrătește și este împotriva cezarului și nu e prieten cu cezarul. Știi? Și atunci Iisus face ceva inedit, deci este ceva fantastic. Îi spune, aveți un ban? Și da, uite aici un ban. Ok, a cui sunt însemnele astea de aici? Slovele, a cui sunt? Ei, a cezarului. Fiți atenți ce aveți de făcut. Dați dar cezarului, ce ar cezarului, și lui Dumnezeu, ce al lui Dumnezeu. Asta spune Iisus. Acum, de aici, de la aceste vorbe ale Domnului Iisus, au fost care au venit cu fel de fel de întări și inclusiv cu pretenția ca noi să ascultăm absolut tot ceea ce spune cezarul vreodată. Aș vrea să ne uităm un pic la textul ăsta și să încercăm să vedem ce putem înțelege exact de ei sau ce anume putem învăța din ceea ce spune Domnul Iisus. Și aș vrea să punctez patru lucruri și apoi poți să pui alte întrebări, mă opresc. Că nu mă oprești, eu tot merg. Patru lucruri aș vrea să subliniez aici. Primul lucru, Domnul Iisus spune în mod foarte clar aici, da, plătiți taxele, plătaxele. Onorarea lui Dumnezeu nu înseamnă neonorarea împăratului prin refuzul de a plăti taxe. Asta e un lucru. Al doilea lucru, Domnul Iisus și-a nuanțat daului, spunând că împăratului trebuie să-i se plătească doar ceea ce îi se cuvine, nu ceea ce nu îi se cuvine. De aceea trebuie să-i fie refuzate prerogativele divine pe care el le pretindea și care cuveneau doar lui Dumnezeu. De fapt, este un avertisment pentru toți cei care ajung în poziții de autoritate, se cred Dumnezeu și cred că tot ceea ce spune ei trebuie ascultat. Al treilea lucru care Domnul Iisus îl spune este și dați lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Asta înseamnă că în mod constant și cu bucurie noi trebuie să-i dăm lui Dumnezeu ceea ce îi se cuvine lui Dumnezeu, adică slujirea noastră, recunoștința noastră și gloria
nu merită altcineva gloria din partea noastră, lauda din partea noastră, slăvirea din partea noastră decât Dumnezeu. Și apoi, încă ceva ce spune Domnul Iisus, împăratul trebuie ascultat de fiecare dată când voia lui nu contravine cu voia lui Dumnezeu. Atunci când contravine cu voia lui Dumnezeu, atunci intervine principiul din Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu versetul 29. Când cei din autoritate le cer apostolilor să nu mai vorbească în numele lui Dumnezeu, ei spun, se cade oare să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni? Așadar, Domnul Iisus dă un răspuns fantastic. Dați cezarului ce îi se cuvine. Îi se cuvin taxele, dați-i taxele. Dar dacă el vrea închinare, aia nu vine. Aia se dă sau îi se oferă numai lui Dumnezeu. Și aceasta trebuie să fie atitudinea noastră întotdeauna ca și creștini. Niciodată nu trebuie să dăm cezarului ceea ce îi aparține lui Dumnezeu. Și cezarul nu are voie să pretindă ceea ce nu îi aparține. Și un creștin echilibrat întotdeauna va ști când cezarul respectă voia lui Dumnezeu și nu se interpune și nu încearcă să interfereze cu voia lui Dumnezeu, noi ca și creștini avem datoria să ascultăm, să fim taxele, să fim cetățeni cinstiți, aș zice cei mai cinstiți, cei mai loiali, însă în momentul în care cezarul, în momentul în care guvernul și cei care sunt în autoritate încearcă să ia locul lui Dumnezeu și să pretindă lucruri care nu li se cuvin, atunci un creștin autentic va avea tăria să spună, trebuie să-i spună cezarului, așa ceva nu se cuvine, nu îți aparține ție și nu poți să dau. Foarte bine. Aș vrea să mai lămurim un lucru, pentru că am vorbit de cele două autorități. Dumnezeu este clar cine este și El este creatorul Universului, Cel care stăpânește lumea aceasta întreagă. Dar mă întreb la autoritate. Când ne gândim, la ce ne gândim atunci când punem întrebarea aceasta, cine a pus autoritatea aceasta să fie stăpână, să comande peste noi oamenii? Cine este în spatele sau cu voia cui, cu permisiunea cui, până la urmă această autoritate? Fie că este prietenoasă, fie că este mai puțin prietenoasă, cine a contribuit ca cei care erau pe vremea respectivă să fie în momentul acela să fie, să spunem, conducătorii iudeii și, bineînțeles, a întregilor teritorii din împrejur? Trebuie să o spun din capul locului că avem o, să zic așa, o carență. Vorbim foarte puțin despre responsabilitățile care le avem noi ca și cetățeni creștini și cetățeni în același timp. Care sunt responsabilitățile noastre ca și creștini? De fapt, e o chestiune care trebuie avut în vedere. Scriptura nu vorbește foarte mult despre asta. De exemplu, în Noul Testament sunt două pasaje, aș zice, importante, care vorbesc despre responsabilitățile ca statul și care noi le avem față de stat sau față de cei care sunt în autoritate. Este textul mult mai bine cunoscut din 1 Timotei, capitolul 2, versetele 1 la 4, unde Pavel spune, vă îndemn să faceți rugăciuni pentru toți oamenii, mai întâi pentru cei care sunt înălțați în dregătorii și așa mai departe. Și spune acolo că Dumnezeu dorește ca noi să ducem o viață pașnică și liniștită, Dumnezeu dorește ca noi să trăim în evlave și cinste, Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Și atunci ce ne cere să facem acum? Apostolul Pavel spune să ne rugăm cu prioritate pentru țară și pentru conducătorii ei. Și cu siguranță că atunci când biserica
lui Hristos înțelege rolul ei aici în aspectul acesta și se pune pe genunchi și se roagă pentru țară, țara se ridică sau națiunea se ridică în picioare. De multe ori trebuie să ne prăbușim pe genunchi, să ne pocăim, să cerem iertare lui Dumnezeu pentru noi și pentru națiunea noastră. Dar asta este chemarea noastră. Nu trebuie să fugim de asta. Dumnezeu ne cheamă la asta. Dacă nu o facem noi, nu va face nimeni. Dacă noi nu ne vom pune pe genunchi, rugăm pentru cei care sunt în autoritate, nu se va ruga nimeni. Celălalt text care vorbește despre rolul statului și despre autoritatea statului, de fapt acestea sunt cele două teme pe care Pavel le abordează în acest al doilea text, care îl găsim în epistola adresată romanilor, epistola către romani, capitolul 13, de la versetul 1 la versetul 7. Acolo Pavel sublinează două aspecte în legătură cu relația creștinului cu statul. Pe de o parte autoritatea statului, pe de altă parte care este rolul statului. Și ce spune apostolul Pavel? El începe cu o poruncă foarte clară și aș vrea să citesc din Scriptură ca să nu cumva să ne încurcăm sau eu știu, cineva să spună că zicem lucrurile de la noi. El spune, oricine să fie supus stăpânirilor cele mai înalte, căci nu este stăpânire care sunt de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Întrebai tu mai înainte, cum au venit stăpânirile astea? Acum să fim foarte bine înțeleși, apostolul Pavel nu vorbește într-o vreme când la Roma era vreun cezar creștin. Nu, era Nero, Nero destul de nebun, dus cu pluta rău de tot, prigonea creștinii, făcea lucruri urâte. Și totuși, în contextul acesta, Pavel spune ceva foarte interesant. Spune că oricine trebuie să fie supus autorităților și prezintă motivul. Se zice, autoritatea statului și are originea în Dumnezeu. Nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, stăpânirile care au fost sunt de la Dumnezeu. Cine se împotrivește se împotrivește Dumnezeu. Într-o propoziție, să zicem așa, Pavel spune că statul este o instituție divină și cu o autoritate divină. Acum, sigur că imediat eu mă întreb, înseamnă cumva asta că Irod sau Nero, despre care vorbeam, sau Caligula sau Hitler sau știu eu, Stalin, Ceaușescu, Saddam Hussein și alții care mai vreți, au fost cumva numiți personal de Dumnezeu, înseamnă cumva că noi nu trebuie să ne opunem autorității unor astfel de oameni în nicio împrejurare? Ceea ce spune apostolul Pavel aici este că orice autoritate omenească își are originea în autoritatea lui Dumnezeu. Noi putem să le spunem conducătorilor ceea ce Domnul Iisus i-a spus lui Pilat, n-ai avea nicio autoritate dacă nu ți-ar fi fost dată. Știți că Pilat i-a spus, nu știi că eu sunt aici ombilicum tere, adică ce spun eu aia se face. Nu știi că am putere să îți dau viață dacă vrei și am putere să te dau la moarte. Și Domnul Iisus îi spune, stai un pic, nu ai avea nicio autoritate dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Însă, după chemarea aceasta la supunere, urmează și un avertisment, zice în versetul 2, de aceea, cine se împotrivește stăpânirilor, se împotrivește lui Dumnezeu. Adică ce spune Pavel este că a te supune este un lucru corect și înțelept. Numai că când ne uităm la ceea ce vedem aici, în versetul 3, de exemplu, dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laude de la ea. Acum, sigur, noi stăm și ne gândim, măi, ce să facem când citim asta? Să râdem sau să plângem?
pentru că noi am experimentat și încă experimentăm tot felul de abordări ale celor care sunt în conducere. Pare cumva aici că Apostolul Pavel îi descrie pe conducători într-o lumină prea favorabilă. Însă aș vrea să atrag atenția asupra faptului că Pavel oferă aici idealul divin și nu realitatea umană. El nu spune că așa este, adică că toți conducătorii nu fac altceva decât să pedepsească răul și să răsplătească binele. Nu, el spune că așa ar trebui să fie. Acum, aici vreau să atrag atenția și din nou mă opresc să te las să mai spui ceva. Un lucru foarte important aici. Aș vrea să subliniez cât pot de tare. Multe regimuri totalitare, și noi am trăit într-un regim totalitar, unii dintre noi am prins, eu jumătate din anii care Domnul mi-a dat până acum, așa, i-am trăit în acel regim totalitar, s-au folosit de textul acesta și mai ales de versetul 2. Cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește lui Dumnezeu, s-au folosit de versetul acesta ca să bage creștinilor pumnul în gură. Și pe baza acestor, acestor texte scoase din context, adesea creștinii au fost obligați să aprobe politica murdară a guvernului. Vreau să atrag atenția, cerința lui Pavel din versetul 2 nu este absolută. Dacă autoritatea conducătorilor își are originea în Dumnezeu, atunci întrebarea este următoarea. Ce se întâmplă atunci când aceștia abuzează de autoritatea care o au? Mai rămâne valabilă chemarea la supunere într-o situație perversă din punct de vedere moral? Răspunsul este categoric nu. Categoric nu. Dacă statul poruncește ceea ce Dumnezeu interzice, dacă statul interzice ceea ce Dumnezeu poruncește, dacă o anumită lege omenească contravine legii lui Dumnezeu, ce fac? O încalc. Dacă o lege contravine legii lui Dumnezeu, o încalc și lupt pentru schimbarea ei. În cazurile acestea în care statul se pune în locul lui Dumnezeu și schimbă lucrurile și ordinea de autoritate, atunci datoria mea este să nu mă supun, nesupunerea civică devine o datorie într-un caz ca și acesta, iar neimplicarea este păcat, adică pur și simplu, ca și creștin, să stai să te uiți cum statul încalcă drepturile fundamentale și să nu faci nimic, este păcat. Și am să vă dau, și cu asta chiar închei partea asta, am să vă dau câteva exemple. Moașele din Egipt, da? Moașele copiilor lui Israel. Cum era legea? Era lege, nu era jucărie. Era decret. Toți băieții trebuiau omorâți. Ce au făcut moașele? N-au omorât pe niciunul. De ce? Pentru că le-a fost frică, mai mare frică de Dumnezeu decât de faraon. Apoi, un alt exemplu. Când Nebucadnețar a făcut chipul acela de aur din Valea Dura, s-a dat decret, oricine nu se închină va fi aruncat în cuptorul cu foc. Și totuși, cei trei prieteni al lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, nu s-au închinat. Apoi, Daniel, în Daniel capitolul 6, a fost decret, după legea mezilor și perșilor, un decret care nu putea fi schimbat. Timp de 30 de zile nu te puteai închina la niciun Dumnezeu, doar la Darius. Și Daniel a zis, stai puțin, dar Darius nu este Dumnezeu. Dumnezeu este Jehova. Și Daniel se închină, nu în inima lui. Nu, cum spunea cineva, că își făcea uneori cruce cu limba în cerul gurii, în pușcărie. Daniel nu și-a făcut cruce cu limba în cerul gurii. Și-a făcut cu amândouă mâinile. Adică ce a făcut? A deschis geamurile înspre Ierusalim. Poate vă întrebați de ce. Pentru că așa spunea profeția. Când vor deschide ferestrele spre locul acesta.
oriunde ar fi duș, îi voi asculta din cerul. Daniel a deschis și se ruga. Acum, nu a fost mai pocăit în timp de persecuție decât înainte. Zice, se ruga de 3 ori pe zi, cum făcea și mai înainte. Știți cum suntem noi de multe ori, asta e paranteză, nu faci parte din temă. Când n-avem nicio problemă, ne mai și rugăm, lasă că Dumnezeu și așa e ocupat cu alte chestii. Ne descurcăm noi singuri. Ei, când apar problemele, hai fraților, avem un grup de rugăciune, hai să ne rugăm. Nu, Daniel avea rugăciune de 3 ori pe zi și când era soare și când erau nori. Și în furtună și în liniște. Și apoi un exemplu care deja l-am amintit. Nu. E o poveste lungă de ce făceau așa. Unii știu istoria lor cu turcii. Dar ei n-au făcut asta. Au spus direct. Nu putem să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Toți aceștia pe care am amintit au refuzat să asculte. Dar vă rog să rețineți, nu ca să sfideze autoritatea, ci ca să dovedească, să demonstreze supunere față de Dumnezeu. Așadar, creștinii trebuie să se supună autorității statului, autoritate care vine de la Dumnezeu. Această autoritate i-a fost acordată statului însă pentru scopuri precise, nu totalitare. Vreau să atrag atenția unor creștini și dintr-o extremă și din alta. Sunt unii ca și atunci, unii sunt un fel de farisei, alții un fel de irodieni. Unii care zic, domnule, noi trebuie să fim bățoși, să ne luăm de gât cu statul oricând, și alții spun, nu, domnule, noi trebuie să fim cuminți, cei mai cuminți. Da? Noi trebuie să fim cei mai cuminți, trebuie să ascultăm tot ce spune tatăl nostru statul. Nu, dragilor. Oameni buni, dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al Dumnezeu. Evanghelia nu aprobă anarhia și dezordinea, dar nici tirania și totalitarismul. Nici una, nici alta. Ci exact cum a spus Iisus, cezarul să primească ce al lui și Dumnezeu să primească ce al lui. Acum, tot am zis că închei, dar nu pot să uit o interpretare a lui Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand zice așa, măi, când au intrat nemții în Rusia, în al doilea război mondial, dacă i-ai fi spus unui rus creștin, un creștin rus, măi, dă-i lui Hitler ce a lui Hitler și lui Dumnezeu ce a lui Dumnezeu, ce ar fi înțeles ăla? Pe ar fi înțeles, dă-i lui Hitler un picior în spate și scoate-l afară din Rusia, că nu e a lui. Și lui Dumnezeu dă-i închinarea. Bine, asta este o interpretare mai revoluționară. Dar e și asta, când statul se crede cumva Dumnezeu, trebuie să se aștepte că vor fi oameni care vor spune nu. A existat un mare politician român pe vremuri, Alexandru Marghiloman. A fost printre puținii politicieni români care a intrat bogat în politică și a ieșit sărac, sau mult mai sărac. La un moment dat, când regele Ferdinand a vrut să facă ceva, s-a dus Marghiloman la el și i-a spus ceva care contravenea cu Constituția, cu rânduielile lor, i-a spus așa într-un limbaj nu foarte academic, dar foarte hotărât. Maestate, aiasta nu se poate. Și regele, rege fiind, a înțeles că a întins coarda prea tare și că trebuie să o încheie. Aceasta trebuie să fie abordarea noastră ca și creștini. Atunci când cezarul își depășește atribuțiile, trebuie să spunem, asta nu se poate. Când cezarul face ceea ce trebuie să facă cezarul, datoria noastră este să respectăm, să ne plătim taxele, să ascultăm și așa mai departe. Dacă tot suntem la capitolul acesta
Ne apropiem spre de încheiere, dar vreau să spun că dacă toți suntem aici și vorbim despre autoritățile civile, despre autoritatea divină și despre cultura aceasta civică despre care amintea la început. Știm că noi credincioșii suntem mai, să spunem așa, mai nepricepuți la implicarea sau mai puțin doritori, hai să spunem și așa, la implicarea aceasta în cultura civică, în activitățile acestea civice și aduce mereu argumentul acesta că noi suntem cetățeni ai cerului, noi avem treabă cu Dumnezeu, noi ne rugăm și nu prea ne interesează ce se întâmplă. Asta e focul care va veni și va arde pământul, pământul e sortit pe ieri, așa că noi ne rugăm la Domnul Iisus și Domnul Iisus va veni. Sau nu mai spun că unii spuneau că nu, eu îl votez pe Domnul Iisus. Așa că face parte tot din cultura aceasta civică. Practic, un alt fel de relaționare cu autoritățile. Hai să vorbim puțin despre implicare și neimplicare în viața civică. Nu vreau să intru prea mult aici în discuții. Știu că am deschis un punct sensibil. Da. Poate că o să, nu știu... Cred că trebuie să ne revenim un pic cu picioarele pe pământ. Citesc acum o carte și cred că o am aici lângă mine. Asta e cartea, nu vreau neapărat să-i fac reclamă. Dumnezeu și pandemia a lui Tom Wright. Încă n-am reușit să o termin, doar am început-o. Unul din lucrurile care el le subliniază foarte bine este că atunci când apar probleme la nivelul societății, indiferent că vin din cauza unei pandemii, cum suntem acum, sau din cauza, știu eu, pot să fie războaie, cutremure, alte lucruri din acestea, calamități care se întâmplă, creștinii trebuie să fie oamenii care oferă soluția. Creștinii nu trebuie să se ascundă, creștinii nu trebuie să fie ăia care spun aș vrea să zbor, știți cântarea așa, numai cu gândul la răpire, tot cu gândul la răpire și așa mai departe. Doar că și aici, știți, doar cu gândul, că buzunarele sunt diferite de gând la mulți și trebuie să fim cinstiți. Dădea un exemplu foarte, foarte interesant. Atunci când urma să vină foametea în Egipt, când Iosif a venit în fața împăratului, Iosif nu s-a mulțumit doar cu a-i transmite împăratului: împărate, uite, asta o să se întâmple. Noi creștinii suntem foarte buni la asta, mai ales cei din România suntem cei mai buni. Uitați ce o să se întâmple dacă n-ați ascultat de Domnul și fiindcă ați păcătuit și fiindcă ați făcut, așa și așa și așa o să se întâmple. Da, Iosif spune asta. O să fie niște ani de prosperitate, dar după aia o să fie 7 ani de foamete. Dar nu pleacă de acolo. Vine la faraon și îi spune: uite, dacă vrei să treci cu bine, atât prin perioada de prosperitate, cât și prin cea de foamete, asta trebuie să faci. Ai nevoie de un om care să gândească o strategie guvernamentală prin care, în perioada de prosperitate, să poți aduna provizii în așa fel încât să nu mori nici tu și nici ceilalți în perioada de foamete. Adică Iosif este soluția. Și dacă vă uitați de-a lungul istoriei, am dat zile trecute prin biblioteca mea veche de o revistă veche în care erau amintite 50 de evenimente majore care au marcat creștinismul în cei 2000 de ani. Vă spun, m-am îmbogățit citind câteva numai dintre ele, n-am trecut peste toate. Și cred că ar trebui să ne revenim un pic la asta. Noi trebuie să fim soluție, pentru că noi avem soluția și soluția este Iisus Hristos, nu este altă soluție. Și trebuie să oferim soluție și să oferim politici guvernamentale și tot ce e nevoie ca țara asta să iasă cumva. Numai că uite care e treaba. Noi, și cu asta eu închei, că poate că ne-am lungit. Atunci când, da, promit că dacă vrei, ori când vin eu la tine la București, facem acolo un studio și luăm și întrebări din sală și din oriunde,
Așa, discutăm mai mult despre implicarea noastră. Chiar și te cum rog. Ar trebui să ne implicăm. Poate că nu e un context prea grozav acum să vorbim despre implicare, dar vorbim atunci. Însă acum vreau să subliniez ceva. Când e vorba de atitudini față de autoritatea de stat, și știți ce e interesant? Ce spun acum e valabil și față de autoritatea eclesială, adică de autoritatea din biserică. Nu e vorba numai neapărat de autoritatea statală. Noi putem avea una din patru atitudini ca și creștini. Și oricare dintre noi ne regăsim în una dintre ele. Prima atitudine, noi putem fi critici, dar nu loiali. Vom deveni mari specialiști în identificarea problemelor, dar nu vom reuși să oferim idei constructive care să genereze soluții pentru probleme. Pe mine asta m-a marcat când am văzut în istorie cum creștini, lideri creștini, vă dau un exemplu, în anii 20-30, orașul Los Angeles, poate mai târziu un pic, poate spre anii 40-50, că era deja radioul, nu mai știu de când e radioul, dar era radio. În orașul Los Angeles, mafia a pus stăpânire pe tot orașul acolo, în cârdășie cu poliție. Dacă o să vi se pare asemănări cu realitatea de astăzi, este pur întâmplătoare. Cu poliție, cu procurori, cu judecători, cu de toate, au pus mâna pe orașul ăsta. Știți cine a condus lupta împotriva acestei mafii? A fost un pastor presbiterian care avea un post de radio în biserică. Și duminica dimineața, din amvonul bisericii, predica cuvântul lui Dumnezeu și în același timp oferea soluții pentru ca orașul Los Angeles să iasă de sub mâna mafiei și a tuturor celor care au implicat acolo. Și au căutat să-l omoare, e o istorie lungă, o puteți găsi. Și până la urmă au câștigat. Dar omul ăla nu s-a mulțumit doar să arate neajunsurile celor care, fiind în poziții de autoritate, ar fi trebuit să-i păzească pe oameni, nu pe infractori, ci pur și simplu a venit cu soluțiile, nu doar a spus ceva. Deci noi putem fi critici, dar nu loiale. Adică ce înseamnă asta? Criticăm tot, dar nu ne pasă de țara noastră, de națiunea noastră, de cei care conduc, pentru că ne place doar să criticăm. A doua abordare, putem fi loiali, dar nu critici. Adică ce vom face? Vom oferi efectiv o loialitate superficială grupului din care noi facem parte. Suntem loiali, acum ce să facem? Ăștia-i avem, ăștia-i sunt noștri, nu criticăm nimic, fură ei, dar ne mai lasă și pe noi, mai închid ochii, mai ne dau niște drepturi, de parcă le-ar da de la ei. Înțelegeți? Asta din nou, până nu scăpăm noi de mentalitatea de slugă, adică ca și când noi am fi slugă la dârloagă sau nu știu la cine am fi slugă, atunci tot timpul cei care ne conduc ne tratează ca pe niște slugi. Când în realitate Scriptura știe cum îi numește pe cei care sunt în autoritate, diaconoi, adică slujitori, ei sunt slujitorii noștri, nu noi slujitorii lor. Apoi, o a treia abordare, putem să fim nici critici, nici loiali. Adică nu vrem efectiv să avem niciun fel de dedicare în inima noastră. Noi suntem cetățeni ai cerului, noi așteptăm să zburăm de aici și asta este. Și ultima, semn clar că am vorbit prea mult în seara asta, dar trebuie să o spun și asta, noi putem fi și critici și royali. În acest caz, dedicarea noastră pentru țară este autentică. Pentru că, pe de o parte, spunem și arătăm lucrurile care nu sunt bune, pe de altă parte, venim cu soluții, începând cu rugăciunea, apoi cu implicarea, apoi cu oferirea de politici, efectiv, pentru ieșirea din criză, atât la nivel local, cât și la nivel
știu eu, județean sau cum, regional, cât și la nivel național. Până nu facem asta, atitudinea noastră nu este atitudinea care s-ar aștepta de la noi ca și creștini. Vreau doar să vă amintesc și închei cu asta că nu mă mai lasă vocea. Primele școli care s-au făcut prin Europa asta, biserica le-a făcut, primele spitale care s-au făcut, biserica le-a făcut, primele ajutorări de nu știu ce fel, biserica le-a făcut, biserica a înțeles să se implice. Și pentru că suntem într-o perioadă de pandemie, au fost perioade în istoria asta de vreo 2000 de ani de creștinism, în Europa, de exemplu, o pandemie care a lovit orașul Milano, undeva prin mileniul întâi, și toți au fugit, care erau în autoritate, care erau oameni bogați, au fugit și au lăsat pe ei acolo bolnavi, nu s-a ocupat nimeni de ei. Biserica ce-a făcut? Preoții ce-au făcut? Diaconi, alți slujitori? Au preluat ei nu numai îngrijirea bolnavilor, pur și simplu administrarea orașului. Ei s-au ocupat. Și când i-au întrebat unii, păi voi nu plecați, nu fugiți. Și unii dintre ei au murit. Unii dintre ei și-au pierdut viața, s-au contaminat și ei, că era epidemie de ciumă. Au murit și ei acolo. Dar nu i-au lăsat pe oameni, s-au implicat, nu s-au izolat. Nu au fugit, nu au spus că noi suntem cetățeni ai cerului. Da, noi suntem cetățeni ai cerului, dar suntem și cetățeni ai acestei țări. Avem o dublă cetățenie, una pământească și una cerească. Și întrebarea mea este, cine ar trebui să demonstreze superioritate? Nu tocmai oamenii care sunt cu două cetățenii, adică superioritate nu în sensul negativ, ci pozitiv. Adică să fie cei mai buni, cei mai loiali, cei mai implicați, cei care să pună mâna și să ridice. Și în același timp, când statul, eu știu, o ia pe arătură, tot noi ar trebui să fim cei care să îndrăznim și să spunem frumos, frumos, dar hotărât, asta nu merge, asta nu se poate, și să oferim soluții pentru problemele cu care societatea se confruntă. Sami, mulțumesc foarte mult! Am discutat chiar mai mult decât ne propusesem. Îți mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta. Discuția trebuie să continue. Așa aș vrea să închem. Fiind în Săptămâna Mare și ne pregătim, noi de aici vreau să spunem înainte, Hristos a înviat, Dumnezeu să te binecuvânteze, lucrarea pe care o faci acolo la Biserica Providența și bineînțeles Dumnezeu să aducă izbăvire și peste noi, peste țara noastră și peste lumea aceasta și într-adevăr să înțelegem. Auzi, am voie să fac reclamă la o emisiune de mâine dimineață. Te rog, tot chiar te rog. Tot în contextul Săptămânii Mari. Te rog. Ziua de miercuri este ziua liniștii, când Iisus a stat în liniște să se odihnească la Betania. Dar undeva miercuri dimineață, alți teologi spun că marți noaptea cândva, unul dintre apostoli a lucrat. El al s-a odihnit, unul a lucrat. Mâine, la Vocea Evangheliei Timișoara, de la ora 9 la matinal, cu prietenii noștri Raul și Sandy, o să vorbim despre Iuda Vânzătorul și despre clubul care el îl are încă, funcționează, clubul ăsta al vânzătorilor de frați. Pentru că și asta face parte din angrenajul acesta al Săptămânii Mari. În timp ce ceilalți se odihneau și se pregăteau pentru ce urma, Iisus însuși se odihnea, Iuda lucra. Hristos a înviat, spun și eu, că nu știu dacă ne mai vedem până după Sărbătoarea Învierii, dar El este viu în vecii vecilor. Și iarăși va să vie, cum zice Scripturile, cum zice Scriptura, da, ca să judece vii și morți. Și cred eu, creștin, să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Amin. Fă ce faci, vino în studio ca să putem continua discuția aici. E mai bine în studio decât de la distanță. Îți mulțumesc foarte mult. Îți urez o seară plăcută și Dumnezeu să binecuvânteze. Hristos a înviat, zicem și noi.
Adevărat am viat. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta, vă mulțumesc că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici, din studio, vă salutăm și vă spunem la revedere!